Existența unui popor nu se discută, se afirmă. În Câmpia Transilvană, la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, pe ruinele anticului oraș roman Potaissa, se află municipiul Turda, fostă reședință a comitatului Turda-Arieș între anii 1876-1920. Centrul orașului este marcat de piața 1 decembrie 1918, unde își are sediul primăria municipiului, situată într-o clădire declarată monument istoric, finalizată în anul 1886 pentru a găzdui prefectura comitatului. În mica oază de verdeață din fața clădirii este amplasată statuia unui mare fiu al Turzii, patriotul român de o aleasă cultură și ținută morală, dr. Ioan Rațiu, avocat, revoluționar pașoptist, inițiator al pronunciamentului de la Blaj, membru fondator al Partidului Național Român, deputat în dieta de la Sibiu și memorandist. Statuia lui veghează centrul municipiului din anul 1930. Descendent al neamului Rațiu de Noșlac, cea mai veche familie nobiliară din Transilvania, atestată documentar încă de la finele veacului al XIV-lea și renobilat de către principele Transilvaniei Gabriel Bethlen la începutul secolului al XVII-lea, Ioan Rațiu a văzut lumina zilei la Turda, în data de 19 august 1828, în sânul singurei familii nobiliare românești care, cu toate eforturile potentaților vremii, nu a putut fi maghiarizată. Casa familiei sale, situată la numărul 71 al străzii ce îi poartă numele, este înscrisă și ea în lista monumentelor istorice ale județului Cluj. De celebrul ei locatar, pe care l-a găzduit până în 1892, mai amintesc astăzi doar placa memorială și cea informativă așezate pe fațadă. Puțină lume știe că aici s-au luat decizii majore care au marcat istoria românilor ardeleni din Imperiul Austro-Ungar, direcționând-o spre împlinirea idealului de veacuri înfăptuit la 1 decembrie 1918. Tânărul Rațiu a început a desluși tainele cărții în prima școală confesională românească greco-catolică din Turda, fondată chiar de unchiul său, Baziliu Rațiu, preot greco-catolic, protopop, profesor, rector al seminarului diecezan din Blaj, canonic și primul prepozit capitular metropolitan. Acesta a fost, de altfel, mentorul său și exemplul de patriot desăvârșit, care prin acțiunile sale i-a insuflat și potențat dragostea de neam și de pământul strămoșesc. Anul 1848, răsărit sub auspiciile schimbărilor iminente ce urmau a se produce în Europa, l-a găsit la seminarul de la Budapesta, însuflețit de ideile deșteptării conștiinței naționale, de afirmarea națiunii române prin obținerea și statuarea libertăților sale în cadrul celorlalte popoare aflate în componența Imperiului Habsburgic. Exponenții românilor transilvăneni au convocat la 15 mai 1848 adunarea de la Blaj, de pe Câmpul Libertății, finalizată cu o rezoluție înmânată împăratului Ferdinand I al Austriei, rege al Ungariei și principe al Transilvaniei, prin care, pentru românii majoritari din Ardeal, îi se solicitau acestuia drepturi egale cu ale celorlalte naționalități. Cei peste 40.000 de oameni prezenți la Blaj și-au exprimat atunci dorința, care avea a se împlini 7 decenii mai târziu, și anume aceea potrivit căreia noi vrem să ne unim cu țara. Tânărul Rațiu a inițiat și organizat Legiunea Arieșului, pusă sub conducerea prefectului preot Simion Balint. Cu acest corp de oaste în care a servit ca tribun, echivalentul de astăzi al gradului de maior, în iulie 1848,
Ioan Rațiu a luptat împotriva armatei maghiare a colonelului baron Farkas Kemeny, izgonind-o din munții Apuseni. Scena depunerii jurământului tânărului tribun în fața lui Avram Iancu este evocată în basoreliefful statuii memorandistului de la Turda. La un an de la înfrângerea Revoluției Române, fostul tribun a renunțat la studiile teologice, dedicându-se științelor juridice, pe care le-a aprofundat între 1850 și 1854 la Viena. Multă vreme, în calitate de avocat, Ioan Rațiu a fost aproape singurul apărător al românilor ardeleni, expropriați de pământurile lor, prin diverse motive, pe baza unei legi menită să-i susțină pe proprietarii maghiari și sași. Samavolniciile săvârșite sub oblăduirea legilor imperiale l-au determinat să conchidă că fiarele codrului sunt de multe ori mai puțin sălbatice decât atâția oameni din lumea așa zisă bună. Soția lui, Emilia Rațiu, considerată una dintre cele mai luminate turdence, animată de înalte idealuri naționale și de cele mai alese sentimente patriotice, a fondat la începutul deceniului 6 Societatea Reuniunii Femeilor Române din Turda, care avea să întemeieze apoi Biblioteca Reuniunii Femeilor Române, baza actualei biblioteci Teodor Mureșanu. Concomitent, până în 1863, când a fost ales deputat în Dieta de la Sibiu, Ioan Rațiu a deținut și funcția de vicecomite al Comitatului Turda. Viața sa a fost o continuă luptă pentru drepturile politice și naționale ale românilor transilvaneni, determinată de evenimentele istorice cu profund caracter antiromânesc pe care le-a trăit. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, acutizarea situației românilor ardeleni a determinat acțiunea de protest inițiată de Partidul Național Român, cunoscută sub numele de Memorandul Transilvaniei. Decizia întocmirii acestei petiții adresată împăratului Franz Josef al Austro-Ungariei a fost luată în forul conducător al Partidului Național Român, sub președinția lui Ioan Rațiu. Textul memorandului, conceput și aprobat de un comitet al Partidului Național Român în data de 25 martie 1892, a fost semnat de președintele Ioan Rațiu, de vicepreședintele Gheorghe Pop de Băsești, de secretarul general Vasile Lucaciu, de secretarul Septimiu Albini, de juristul Iuliu Coroianu, cel care a redactat documentul, precum și de membrii Dionisie Roman, Patriciu Barbu, D.O. Barcianu, Gerasim Domide, Teodor Mihali, Aurel Suciu, Mihaiu Veliciu, Rubin Patiția, Nicolae Cristea și Dimitrie Comșa. Memorandul a fost înmânat șefului Cancelariei Imperiale la data de 28 mai 1892, de către o delegație românească alcătuită din 300 de reprezentanți ai intelectualității, meseriașilor și lucrătorilor români din Transilvania. Concomitent, intuind parcă ce avea să urmeze, memorandiștii au tradus documentul în principalele limbi de circulație internațională, punând-o la dispoziția ziarelor vremii. Astfel, problema românească din Ardeal a fost adusă în atenția opiniei publice internaționale. Faptul acesta s-a dovedit benefic, situația românilor ardeleni ajungând a fi cunoscută de toată Europa Occidentală, cu excepția împăratului, care, la solicitarea guvernului maghiar, a refuzat să primească delegația română, iar șeful cancelariei sale a trimis memorandul autorităților de la Budapesta, care, la rândul lor, l-au expediat prefecturii Turda pentru a fi restituit avocatului Ioan Rațiu. Se părea că, în acest fel, ecoul memorandului încadrat de către Ministerul de Interne maghiar la categoria petiții ale unor indivizi lipsiți de legitimitate în a-i reprezenta pe românii ardeleni se va stinge, iar evenimentul va rămâne fără urmări. N-a fost însă așa. Cu toate că și-ar fi dorit să acționeze imediat împotriva celor care au cutezat să se plângă împăratului despre politica de maghiarizare forțată din teritoriile înglobate în Ungaria, autoritățile budapestane s-au abținut, de teamă ca nu cumva regatul României să refuze reînnoirea apartenenței sale la Tripla Alianță. Tratatul în cauză fusese încheiat între Germania, Austro-Ungaria și Italia în 1882.
la el, aderând în luna octombrie anului următor și regatul României. Totuși, cutezanța avocatului Ioan Rațiu, care a plecat în fruntea delegației române pentru a denunța politica antiromânească practicată de autoritățile ungurești, nu putea rămâne nepedepsită. Orgoliul maghiar, cruntrănit, a generat o sete de răzbunare mult prea mare pentru a putea fi potolită cu argumente născute din rațiuni și interese politice. De aceea, neputând acționa direct, autoritățile au încurajat mișcarea spontană de protest, patriotică și de forță a turdenilor unguri, pentru pedepsirea nemernicului Valah, care a îndrăznit să se ridice împotriva legilor stăpânirii. Un ministru de la Budapesta s-a prezentat la Turda, iar carele primăriei au transportat și depozitat stive de pietre în apropierea casei fruntașului român, sub pretextul că aceste materiale sunt necesare pentru pavarea străzii. Cu alte cuvinte, autoritățile, cu mâinile curate, au pus la cale un atentat ce urma a fi finalizat cu asasinarea avocatului Ioan Rațiu de cei circa 2-3 mii de manifestanți unguri. Teoretic, planul era perfect. Autoritățile eliminau astfel un dușman al statului național maghiar, iar pentru suprimarea lui nu putea fi nimeni tras la răspundere, culpa fiind comună. În după-amiaza zilei de 11 iunie 1892, zi în care Ioan Rațiu urma să revină de la Viena la Turda, grupuri de derbedei, tăbăcari, măcelari, zilieri, etc. din mahalalele orașului se adunară la podul de pe Arieș, așteptând sosirea lui Rațiu de la Viena în gara Turda. Despre primirea ce i se pregătise, Ioan Rațiu a fost înștiințat la sosirea în gara Cluj, fapt care l-a determinat să-și continue drumul spre casă cu trăsura, trecând feleacul. Astfel, a ajuns nestingherit la domiciliul din Turda. În jurul orei 21, grupul protestatarilor unguri au dezlănțuit un amplu bombardament cu pietrele puse la dispoziție cu generozitate de administrația locală, distrugând fațada locuinței. Acțiunea patriotică s-a repetat după același scenariu și la alte case ale fruntașilor români din oraș. În aceeași noapte, Ioan Rațiu și-a părăsit orașul natal, stabilindu-se definitiv la Sibiu. Astfel, planul de pedepsire al liderului memorandist, care, potrivit populației românești din Turda, a plecat la împăratul de la Viena să se jeluiască despre asuprirea românilor de către ungurii care ne răpesc drepturile la viață, limbă și lege, a eșuat. Guvernul maghiar avea însă pregătit în subsidiar un alt plan. La aproape 2 luni de la înmânarea memorandului Cancelariei Împărătești, România, prin regele Carol I, și-a prelungit aderarea la Tripla Alianță. Acest fapt a permis ca în anul următor, mai precis în mai 1893, să se deschidă acțiunea penală împotriva memorandiștilor, sub acuzația de atentat împotriva statului național maghiar. Rechizitoriul a fost întocmit într-un timp record. Dosarul celor 14 memorandiști, fruntași ai Partidului Național Român, fiind trimis în judecată în 1894. Potrivit sentinței din 25 mai 1894, față de toți acuzații condamnați, se constată caracterul periculos al delictului de agitație, atacându-se valabilitatea puterii obligatorii a uneia dintre cele mai cardinale legi fundamentale ale Ungariei, a legii numite Legea Uniunii, prin care s-a decretat Uniunea Vechiului Ardeal cu Ungaria propriu-zisă. Instanța a găsit că pedeapsa aplicată acuzaților este în consonanță cu gravitatea infracțiunilor comise. Cuvintele sale rămân pentru eternitate în atenția românilor, încrustate fiind în marmura neagră a plăcii comemorative așezată în sala Reduta din incinta Muzeului Etnografic al Transilvaniei, sală în care ilustrul fiu al Turzii a fost judecat și condamnat. Aceleași cuvinte se regăsesc și pe placa informativă situată pe fațada principală a clădirii, la stânga gangului de acces. De asemenea, ele au fost dăltuite și pe monumentul memorandiștilor,
operă a sculptorului Eugen Paul, inaugurat în 1994 pentru a marca centenarul procesului acestora și amplasat pe locul de onoare aflat în fața vechii case a Consiliului. În amintirea fruntașilor Partidului Național Român, conduși de avocatul Ioan Rațiu, care s-au împotrivit politicii de deznaționalizare a românilor aplicată de guvernul de la Budapesta, strada ce mărginește clădirea în care s-a desfășurat procesul poartă numele de memorandumului. După pronunțarea sentinței, Ioan Rațiu, împreună cu alți semnatari ai petiției, a fost încarcerat pentru un an și trei luni la închisoarea din orașul Seghedin, al patrulea camărime din Ungaria, reședință a județului Ciongrad. Întemnițarea sa a inspirat-o pe domnișoara Viora să scrie versurile cunoscute sub numele de Doina lui Rațiu, pentru care Valeriu Magdu a compus apoi muzica. În data de 19 septembrie 1895, la intervenția regelui Carol I al României și sub presiunea opiniei publice interne și internaționale, împăratul Franz Iosef a fost nevoit să-i grațieze pe memorandiști. Mișcarea lor, inițiată de Ioan Rațiu, s-a dovedit a fi cea mai importantă acțiune de emancipare națională de la finele secolului al XIX-lea, premergătoare Marii Uniri, înfăptuită la 1 decembrie 1918. După eliberare, Ioan Rațiu s-a întors la Sibiu, unde avea să se stingă la 4 decembrie 1902. Ioan Rațiu a revenit în Turda post-mortem, în luna iunie a anului 1930, când în centrul municipiului a fost inaugurată statuia sa, operă a sculptorului Cornel Medrea. Realizată la inițiativa avocatului Augustin Rațiu, Ioan Moldovan și Asociației Avocaților, ea îl reprezintă pe ilustrul fiu al Turzii la procesul memorandiștilor. Soclul statuii, creat de pietrarul Eduard Schnabel din Deva, este împodobit cu două basoreliefuri. Primul îl înfățișează pe tânărul tribun Ioan Rațiu, depunând jurământul de credință în fața lui Avram Iancu, iar cel de-al doilea prezintă scena în care patriotul Ioan Rațiu rostește celebra sintagmă în fața magistraților clujeni. Pe latura principală a postamentului, cuvintele sale, potrivit cărora existența unui popor nu se discută, ci se afirmă, sunt eternizate pentru posteritate pe o placă de bronz. La baza acestuia, în fața statuii care privește Semeț spre Cluj, a fost așezată o coroană de lauri din oțel, operă a maestrului lăcătuș Feurdean din Turda. La vremea respectivă, Nicolae Iorga i-a făcut memorandistului Ioan Rațiu următoarea caracterizare. S-a simțit nevoia unui mirean care să facă el ceea ce fusese până atunci în seama preoților cu crucea în frunte. Și s-a prezentat de la sine un om zdrav întrupește și sufletește, nu popular prin cuvânt, nu dibaci în a găsi mijloacele de a ajunge, de a se menține și de a reveni, și nici artist în materie de prestigiu, înveșmântat în tăceri solemne și izolări impunătoare, ci un caracter, un caracter neînfrânt, om de da și de nu, om de orice riscuri, om care moare pe cuvântul lui, la datoria lui. Orice material s-ar fi întrebuințat pentru monumentul lui, marmură sau bronz, mai tare a fost sufletul acestui om. Astăzi, în actuala conjunctură politică, economică și socială, în condițiile în care globalizarea pune în pericol identitățile naționale, celebrele cuvinte ale lui Ioan Rațiu sunt extrem de actuale, menite să tragă un semnal de alarmă asupra viitorului națiunii. De aceea este necesar un recurs la istorie, o cunoaștere și o asumare a acesteia, însoțită de respectul față de valorile naționale și limba maternă, drept garanție a existenței României în viitor. Potrivit afirmațiilor făcute la Viena în 1892 de către Gheorghe Pop de Băsești, fruntaș al Partidului Național Român și semnatar al memorandului Transilvaniei, un popor conștient de vitalitatea sa, care voiește să trăiască în ciuda tuturor încercărilor dușmănoase, nu poate să piară. Și noi vrem să trăim, nu să pierim. Însă împlinirea acestui deziderat este posibilă doar în situația în care existența unui popor nu se discută, se afirmă. Care
fiind.